Tremur cu magnitudinea de 4,8 s-a produs azi noapte în zona seismică Vrancea. Mișcarea telurică a avut loc la puțin timp după miezul nopții, la o adâncime de 140 de kilometri și a fost resimțită atât la București, cât și în mai multe orașe din țară. Andrei Naiță ne aduce mai multe informații chiar acum. Bun găsit! Inițial, Institutul Național de Fizică a Pământului a anunțat că seismul a avut o magnitudine de 4,7 grade pe scara Richter. Ulterior, instituția l-a revizuit la 4,8 grade. Vorbim așadar de un cutremur destul de intens, resimțit de altfel în mai multe orașe din țară, inclusiv în București. Cutremurul s-a produs la 53 km de Focșani, 61 km de Sfântul Gheorghe, 70 km de Brașov și la 85 km de Ploiești. Este al doilea seism cu magnitudinea de peste 3 produs în ultimele 12 ore. Primul s-a produs duminică la ora 12:43 de minute, tot în județul Vrancea-Buzău, și a avut magnitudinea de 3,2 la o adâncime de 146,1 km. Așadar, cutremurul de azi noapte a fost resimțit mai ales de cei care stau în blocurile cu 10 etaje, însă, din fericire, până acum nu au fost raportate pagube materiale. Ar mai fi de spus că cea mai puternică mișcare tectonică din acest an, de 5,7, a avut loc în data de 14 februarie în județul Gorj, la o adâncime de 6,3 km. În direct cu noi chiar acum, domnul Mihai Deaconescu, specialist în FP. Bună dimineața și mulțumim foarte mult pentru prezența dumneavoastră. Bună dimineața! Pentru început aș vrea să vă întreb, care este explicația pentru cele două cutremure produse în ultimele 12 ore? Astea, cu tremurile astea, fac parte din seismicitatea de fond a zonei Vrancea. Nu are nimic extraordinar în ele. Nici ca magnitudine, nici ca adâncime, nici ca formă de manifestare. Deci nu trebuie să ne mire sau să ne punem probleme. Există posibilitatea acum pentru un al treilea cutremur, poate mai puternic? Dacă am cunoaște răspunsul la întrebarea dumneavoastră, ar fi foarte bine, dar, din păcate, nu există nicio metodă de a stabili magnitudinea unui viitor cutremur, de a stabili cu certitudine magnitudinea unui viitor cutremur, adâncimea. Nu există, nu că nu există la noi în țară, nu există pe plan internațional. În acest moment, care sunt explicațiile, din punctul dumneavoastră de vedere, pentru cutremurul de aseară, care s-a petrecut în jurul orei 12? Explicații? S-a întâmplat ceva în zona Vrancea, nu i-a convenit ceva slebului care este în zona respectivă și la magnitudinea asta deplasarea a fost probabil de ordinul centimetrilor. Deci nu are nicio cauză majoră. Mesajul dumneavoastră acum pentru populația României, care ar fi? Există motive de îngrijorare pe mai departe? Nu există motive de îngrijorare suplimentare față de cele care trebuie să le avem în pregătirea populației pentru un eventual viitor cutremur major, pentru pregătirea instituțiilor care trebuie să intervină în asemenea situații. Vă mulțumim foarte, foarte mult pentru intervenția dumneavoastră la știrile dimineții. A fost în direct cu noi domnul Mihai Deaconescu, specialist în FP.